Genul programului pamflet. Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor. Sunt Cătălina Biholar, începe comentariul zilei. Alături de mine, ca de obicei, jurnalistul Sorin Avram. Bine ai revenit! Bună, Cătălina, bine v-am regăsit! Astăzi, la comentariul zilei, Sorin, vorbim despre micul trafic de frontieră, cât de marele trafic se ocupă noul inspector șef al Poliției Județene Suceava, domnul subcomisar Daniel Ilisei. Am văzut și o prima acțiune astăzi. Asta? Păi, n-am văzut că se ocupă? De când el șef, l-au prins sau când era el șef la contraband? Păi, cred că atunci a instrumentat dosarul alături de procurorul Dicot. Domnul șef la Poliția Județului Suceava, care e pus acum domnul Ilisei, parcă, nu? E șef la contrabandă de 3 ani, de 4 ani, din 2009. El în 4 ani de zile a reușit să prindă 2 căruțași și 3 bicicliști. Aia sunt ai polițiștilor de frontieră. Nu știm exact care e activitatea domnului Ilisei, care a fost, dar cred că rămâne în umbră, așa, nu? Auzi, știi care e chestia? Eroi necunoscuți, ai contrabandă. Uite-mă, că ăștia cum fac cu un ou de aur, dau, se bag cu cărămida în piept. Tot se schimbă șef. Și acum luăm la Poliția Suceava. Câți șefi au fost anul ăsta? A fost domnul Colman detașat de la București, apoi domnul Todiruț din nou, pentru foarte puțin timp, până la domnul Crap, cred că a fost și domnul Onea o perioadă foarte scurtă, nu? Așa. Și după domnul Crap din nou și după domnul Crap acest domn Ilisei, care s-a aflat în fruntea biroului de fraude vamale. Bun, și acum să îmi spună și mie cineva. Cât timp stă domnul Ilisei? Nu, asta nu. Mă, dar astea totuși sunt niște instituții publice. Și au oarecare sensibilitate, cum e și poliția asta. E o instituție importantă, e o instituție cu impact asupra unui județ întreg, nu? Direct sau indirect. Mă, ați schimbat 5 șefi. Mă, n-am văzut odată să zic că domnul Epureanu și purtătorul de cuvânt sau cineva de acolo. Dom'le, să facă, în afară de zis acolo, în seara zilei de... numitul și mă a dat cu mașina în gard. Poliția face cercetări și se vor lua măsuri în funcție de nu știu cum. E placa aia pe care... Mă, să spună cine sunt oamenii ăștia și pe ce criterii. Deci l-a pus pe domnul Ilisei. Cine e domnul Ilisei? Nu că am avea noi ceva împotriva numirii acestea. Nu cunosc. Mă, dar nu este normal să-l cunoști pe mai șeful? Mai ales pe domnul One și pe domnul Crapa, că mai știam că au fost adjuncți. Da, nu mă, dar să spui de... Și să spui de ce. Bun, l-am schimbat pe domnul Crap pentru că a fost prins la pescuit cu curent sau cu plasă monofilament, că nu mă pricep ce mai știu de la domn profesor Popovici, și l-am dat afară că fura pește cu curentul. Și l-am pus pe domnul Ilisei pentru că domnul Ilisei l-a prins pe domnul Crap furând pește cu curentul. Mă, dar să spune, ca să aibă și sens. Dar să spune de ce îi schimbă. L-am dat pe ăla, de ce? Că nu-i place PSD-ului de ochii domnului Crap. Și domnul Ilisei este PSD-ist, că s-a jucat cu Lopățica. Sunt numiri la fel cum sunt numiri la conducerile școlilor. Da, mă, inspectoratul alege directorii de școli, Cătălina, așa la nivel de inspectorat general, când l-a pus pe domnul, cum îl cheamă la învățământ? Domnul Lazar. Bă, știu de ce l-a pus pe domnul Lazar, că a spus PSD-ul că îl pune și este o numire politică. Este șeful inspectoratului școlar. Noi aici vorbim despre șeful inspectoratului județean de poliție, nu despre polițistul de la Siminicea. Deci e șeful tuturor. Mă, să spună cu ce s-a remarcat domnul Ilisei. Pe ce criterii l-a pus? A făcut școala de comandanți de poliție? Cine se spune, Sorin? Purtător de cuvânt, Ministerul Administrației și Interne. Cine l-a numit? Prefectura județului Suceava, pentru că prefectul Florin Sinescu este reprezentantul guvernului în teritoriu. Și cum e Ministerul de Interne la București și șeful Ministrului de Interne este primul ministru Ponta, la Suceava, reprezentantul guvernului în teritoriu, e un fel de șef al șefului poliției. Spune-mă, de ce l-a spus pe domnul Ilisei? Ce a prins? Copii furând boboci de rață? A făcut el ceva? S-a evidențiat? L-a spus că e PSD-ist? De ce l-a spus în funcția asta? Nu tot îi schimbă, îi bagă, informațiile, dar nici nu știu ce a făcut, ci că a lucrat pe la combaterea crimei organizate sau la contrabandă. Bun, mă, fraude vamale. Și ce a făcut, mă, în ăștia 4 ani? A prins vreun chior, a prins pe cineva, ce a făcut? I-a pus sare pe coadă la un hoț? Poate că activitatea domniei sale e remarcabilă, dar să știm și noi, nu? Mă, deci nu este un SRL, este o instituție publică cu impact și trebuie să comunice. În afară de M, Ș, că a intrat căruța în gar și L, T, că i-a dat cuțitul un fund la altul, trebuie să spună cei cu comandanți ăștia, de ce se schimbă ei? Pentru îmbunătățirea climatului,
infracțional pentru ca să fii mai puțin hoț? De ce îi schimbă? Pe ce criterii se schimbă? Noi, noi n-am înțeles. Tot modificări în decizie a făcut și Agenția Națională de Administrare Fiscală. ANAF a suspendat până la 1 decembrie un ordin care era valabil de vinerea trecută, acela de a limita cantitățile de produse, de tutun, alcoolice și alimentare aduse din țări care nu sunt membre ale Uniunii Europene. Au fost situații în care vămile au fost supraaglomerate din cauza acestei decizii și mai cu seamă din cauza controalelor amănunțite la persoanele care fac micul trafic de frontieră. Așadar, micul trafic, până la 1 decembrie oamenii își pot face provizii pentru Crăciun, nu? Da. Asta după e care, partea bună. Iar după se aglomerează vămile. Eu chiar astăzi am făcut un comentariu la Radio și am spus așa. Eu am înțeles că USL-ul, alianța asta, când mai e, ca să nu-i mai zicem USL, că hai să zicem deja PSD-ul. Deja e PNL-PSD, nu, dai PSD-ul mai rupt asta de asta e predominant la guvernare, e principalul partid. Băi, am înțeles că oamenii ăștia au venit la putere, da, să îmbunătățească nivelul de trai al populației. Eu așa am înțeles. Bun, băi, da, tu n-ai fost în stare să mărești pensii, salarii. Nu-mi spune mie că s-a dat 1% sau... Aia las-o. Aia e pentru electoratul captiv, aia, dacă le spui că ața albă e neagră, așa crede electoratul captiv. Bă, n-ai reușit. Bă, n-ai reușit să creezi locuri de muncă. N-ai reușit din ce ai promis aproape nimica. Bă, dar lasă oamenii ăștia să trăiască într-un fel. Pentru că aici noi vorbim despre oameni cărora tu... ne lăsându-i să facă mic trafic de frontieră, să aducă niște bomboane, niște făină, niște salam, pui congelați, pește cu măr în gură și ce mai aduc ei din Ucraina, îi condamn la foamete. Pentru că oamenii aceștia, în special din zona de frontieră, și lor le este mai îndemână să meargă în Ucraina. Oamenii din asta trăiesc. Din asta ei își hrănesc familiile. Ce spune statul? Că ar trebui fiscalizat lucrul acesta. Bine, odată, dar apoi nu te lasă să intri în țară nici... Nu știu, ca societate comercială te lasă să nu faci știu, mai vorbesc, import nu mai de produse? Nu cred. Eu vorbesc despre oameni, pur și simplu. Deci oamenii ăștia trăiesc din așa ceva. Bă, tu n-ai fost în stare să le îmbunătățești? Lasă-mă măcar așa să descurce ei cum s-au descurcat până acum și în timpul PDL-ului și în timpul ăla și așa mai departe. Nu vii. Păi asta este o lovitură criminală. Tu pe de o parte vii acum și scumpești benzina și toate se scumpesc în lanț de la scumpirea combustibilului. Vine iarna. Cu factura la încălzire. Bun, stai la casă. Lemnul este din ce în ce mai scump, lemnul de foc. Deci, în perioada asta, tu vii și-l omori pe om. Pe lângă oamenii care mănâncă din ceea ce cumpără ei în Ucraina și din ceea ce vând, trebuie să ne gândim și la categoria de cetățeni care nu-și permit să facă niște cumpărături în hipermarketurile de la noi, în buticuri și așa mai departe, preferând să cumpere marfă de la oameni învățați să facă mic trafic de frontieră. Deci avem o paletă foarte largă de cetățeni și toți acești oameni sunt cu venituri foarte scăzute. Păi tu ce faci, mă, omori? Că asta este crimă cu premeditare. Și eu înțeleg că băieții ăștia au venit la putere să facă viața mai bună. N-au reușit, dar știi cum sunt băieții când vin la putere? Ei vor să stea cât mai mult. Păi bă, dacă voi vreți să stați la putere cât mai mult, dacă voi lăsați pe oamenii ăștia fără un baton de salam din Ucraina și fără o pungă de făină și fără aia, vă mâncați de nu vă vedeți la alegerile de anul viitor. Și aveți și europarlamentare și prezidențiale. Și aici vorbim despre mii de oameni, numai în județul Suceava, dar gândește, ai Maramureșu, ai Botoșaniu, ai Iașu, ai Vasluiu, ai Galațiu, ai așa, până du-te în graniță în sud, în sud-vestul României, unde ai granița cu fosta Iugoslavie, unde și acolo oamenii merg, da? Deci ai sute de mii, poate milioane de oameni care trăiesc direct sau indirect din micul trafic. Și tu ce faci, mă, impozitezi? Ce vrei de la ei? Asta face guvernul, nu? Se asigură sau măcar încearcă să se asigure că crește gradul de colectare a taxelor și impozitelor. Deci este o prostie și politică și socială. Deci, în primul rând, socială. Păi ce fac? Îi condamn pe acești oameni la pieire. Pentru că ei n-au din ce să trăiască altfel. N-au din ce, mă. O să urmărim situația și după data de 1 decembrie. Până atunci, ANAF a suspendat
ordinul prin care restricționa vor să-i dea drumul înapoi, de produse aduse din Ucraina, în cazul nostru, prin Vama Siret. Ceva previziuni pentru meci? Nu mai zic nimic. Nu mai zicem nicio previziune. Da, nu mă pricep. O să aflăm rezultatul și poate discutăm mâine la comentariu. Zile, îți mulțumesc pentru prezență. Încheiem aici, doamnelor și domnilor, toate cele bune.